poziția acestui pas este cu genunchii ușor flexați și picioarele desfăcute. La acest pas, gruvui din bazin, la fel ca și la smurf. Și vom avea așa. Și 1 și 2 și 3 și 4. Iar mișcarea din genunchi va fi așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar când le vom pune împreună, vom avea așa. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7 și 8. Cu partea de sus o să avem body rocking în față. Și vom avea așa. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7 și 8. Mișcarea mâinilor va fi așa. Și 1 și 2 și 3 și 4. Vom împinge cu ele în față. De două ori pe o parte, de două ori pe cealaltă. Iar acum, dacă le vom pune toate împreună, vom avea așa. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7 și 8. Genunchii o să ridicăm de fiecare dată pe timpul 2, 4, 6 și 8. Bun. Să aveți grijă atunci când vă duceți genunchiul în sus, să duceți și corpul în față, adică corpul să meargă în față. Mai avem de adăugat un singur lucru. Pieptul. Care pe ritm va fi așa. Și 1 și 2 și 3 și 4. Toate împreună. Și vom avea 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, să refacem pe rând pe fiecare și în timp să tot adăugăm câte o părticică. Și vom începe de la bazin. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mâini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și picioare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.